Sâmbătă la Câmpul Lung Muscel, peste 80 de luptători începători și avansați din județele Brașov, Vâlcea, Prahova, Argeș, dar și din București, au intrat în competiție. În ultima etapă a campionatului interjudețean au participat și sportivi de la liceul cu program sportiv din Slatina. Și de această dată, micii luptători s-au ridicat la nivelul așteptărilor antrenorilor, doi dintre aceștia, Mihai Marinescu și Victor Babi, reușind să obțină medaliile de aur. Liceul cu program sportiv, am participat la ultima etapă a campionatului interjudețean destinată pentru începători și avansați. Noi am obținut 2 medalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Cu această ocazie, antrenorii și sportivii participanți au adus un omagiu unor mari antrenori din Câmpul Lung. Competiția a fost și o comemorare a celor doi antrenori de la Câmpul Lung, Ion Dragomir și Claus Gheorghe. La finalul competiției, toți concurenții au primit din partea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș cadouri dulci, iar cei care s-au clasat pe podium au fost premiați cu tricouri și medalii. După acest concurs, luptătorii de la LPS Slatina au intrat în vacanță, urmând ca după sărbători să-și reia antrenamentele în vederea abordării noului an competițional.